în perioada adolescenței, ce face creierul nostru este o remodelare fantastică. Asta se întâmplă. Deci modificările nu sunt atât la nivel hormonal, cât sunt la nivel de restructurare a creierului. E un mit ăsta că hormonii îi fac pe copii să se manifeste așa. Nu, sunt restructurări în creier. Adică creierul începe să facă o tăiere selectivă, pruning în engleză, o tăiere selectivă a informațiilor pe care le-a acumulat, dar pe care nu le folosește. E ca atunci când o grădină este năpădită de tot felul de plante în care trebuie să faci curat și începi să tai, cum se întâmplă primăvara, de tai crengi de la pomi. Asta face creierul. Deci începe să facă această selecție și începe să facă specializare care duce în ultimă instanță sau reușește să augmenteze această capacitate de gândire critică. Specializare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă în perioada adolescenței copiii nu pun la treabă informații pe care le-au avut, ei încep să le piardă. De aceea pare că avem de-a face cu altă persoană. Pentru că încep să taie și încep să încerce comportamente noi ca să vadă dacă li se potrivesc. Dacă până ieri mâncau brocoli, brusc decid că nu mai mănâncă sau invers. Un alt element foarte important care se întâmplă în adolescență, pe lângă această remodelare a creierului, care este fenomenală, este wow și faină că se întâmplă, încep să se secrete mai puțin neurotransmițători din zona dopaminei, oxitocinei, serotoninei și endorfinelor. Dose, ca să ne fie mai ușor să ne aducem aminte de asta. Probabil că știi mai bine decât mine că toți acești neurotransmițători au legătură cu un sentiment de satisfacție, de motivație. Uite cum e serotonina, un regulator de dispoziție. Da? Uh-huh. În momentul în care acestea nu mai sunt generate, secretate de către corp așa cum erau până în adolescență, copilul este mai irascibil. Copilul își caută dopamina, de exemplu, în afara casei, în jocuri video, caută aventura. Toată povestea asta are o explicație biologică. Și nu se întâmplă doar la oameni, se întâmplă la multe mamifere adolescența. E important să înțelegem că nu e proprie ființei umane. Și așa cum, ascultându-te, îmi dau seama că mai puțini hormoni de acest tip te fac să cauți... Aventuri extreme de multe ori și chiar periculoase. Exact. Pentru că și eu, dacă mi-aduc aminte, în adolescență făceam chestii periculoase. Dă click pe linkul din primul comentariu și înscrie-te la webinarul Emoțiile adolescentului. De la tu nu mă înțelegi la mamă, am o problemă.